Premierul Nicolae Ciucă și-a pus primarii din toată țara în cap. Edilii se plâng că bugetele sunt foarte mici, că nu s-a rezolvat nici problema subvențiilor termoficării, că majoritatea taxelor locale, că majorarea taxelor locale a fost amânată. Până și Emil Boc, deși coleg de partid cu Nicolae Ciucă, are doar critici la adresa premierului. Mai multe despre discuțiile dintre Edil și Ciucă ne vorbește colegul meu Cornel Chitucea. Cornel, ești în direct. Bună ziua! M-am găsit. Vorbim în primul rând despre o vizită care a fost efectuată de către oficialii din orașele mari din țara noastră la București, după ce am văzut că nu este prima astfel de vizită pe care aceștia o efectuează în capitala țării noastre. Vă reamintesc că înainte de rectificarea bugetară oficialii au vizitat Palatul Victoria cu obiectivul de a analiza împreună cu premierul Nicolae Ciucă toate nemulțumirile și toate neajunsurile cu care se confruntă acești oameni în orașele pe care le reprezintă. Ei bine, astăzi vedem că este o nouă vizită efectuată de către oficiali, după cum spuneam, și sunt extrem de nemulțumiți în primul rând de veniturile pe care aceștia le încasează pentru oamenii din orașul lor. Totodată vedem că sunt nemulțumiri și legate de salarii. Foarte mulți au spus că nu fac față nici ei cu cheltuielile și cu inflația extrem de crescută din această perioadă, cu salariul pe care ei îl încasează. Totodată au fost discuții cu referitoare la salariile care vor fi primite în anul 2023. Aceștia au spus că speră la salarii mai mari pentru că, după cum spuneau, nu se descurcă cu salariile. Pe de altă parte, au mai fost discuții inclusiv legate de modul în care s-ar putea dispune județele și orașele mari din țara noastră începând cu anul 2023. Aceștia au spus că iau în calcul inclusiv unificarea regională pentru anumite zone din țară, astfel încât mai multe zone mai mici să se unifice pentru a se descurca din punct de vedere financiar. Vedem că sunt foarte multe nemulțumiri și în ceea ce privește bugetul alocat pentru aceste formațiuni locale. Foarte mulți spun că la anul ar trebui să fie acordați mai mulți bani pentru că nu se descurcă realmente cu banii pe care îi încasează în momentul de față. Eu în 2012 aveam această viziune împreună cu președintele țării de atunci, președintele Băsescu. Am fi dorit să facem și noi, n-am reușit. Și iată că după 10 ani suntem în aceeași situație. V-ați întoarce la Palatul Victoria? Nu. De ce? Am văzut ce am avut de văzut. E suficient. Trebuie să meargă lumea mai departe.